Ex-deputatul Partidului Liberal Democrat, Vitalie Nagacevski, sparge tăcerea. Acesta spune că a plecat din funcția de deputat deoarece vrea să candideze la un alt post pe care și-l dorește foarte mult. Nagacevski nu a vrut să spună însă despre ce funcție este vorba, dar a precizat că plecarea sa din Parlament nu are nimic în comun cu prezentarea raportului cu privire la evenimentele din 7 aprilie. E vorba de niște circunstanțe de ordin personal care m-au determinat, plus la toate... Eu mi-am prezentat candidatura la o funcție care este incompatibilă cu statutul de deputat. Și nu numai funcție, dar însăși candidând, însăși fiind candidat, deja este mult mai bine ca să nu fii deputat într-un parlament. Juristul a mai spus că nu candidează pentru funcție de judecător la CEDO, deoarece postul este deja ocupat de magistru Mihai Poale Lungi. Îmi păstrez calitatea de membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova și am să încerc, fiind în echipă mai departe, să fac tot ce îmi stă în puteri pentru a promova valorile democratice în Republica Moldova și pentru a restabili normalitatea în statul nostru. Vitalie Nagacevski și-a depus cererea de renunțare la mandatul de deputat la 28 mai, iar Parlamentul urmează să ia act de hotărârea acestuia.